Salutare, dragi prieteni! Sunt Gelu Diaconu și vă vorbesc ca de obicei din Biblioteca lui Gelu. Înainte de toate, vă rog să dați like acestui videoclip și abonați-vă dacă nu ați făcut-o deja. Pentru a susține acest canal, apăsați butonul Join și deveniți automat membru. Lângă numele vostru va apărea iconița de membru și în felul acesta toată lumea va ști că susțineți financiar canalul nostru YouTube. De asemenea, mulțumim celor care ne susțin aici, pe YouTube și pe Patreon, bineînțeles. Astăzi îl avem în Biblioteca lui Gelu, în episodul numărul 34 al podcastului Biblioteca lui Gelu, pe Lucian Pricop. Bine ai venit, Lucian, în Biblioteca lui Gelu. Ce faci? Mulțumesc, mulțumesc pentru invitație. Mi-a amintit introul tău de un uh, capitol din Flaubert, din Buvar uh, și Pecușe, uh, în care e vorba de memorie, de cum să memorezi un text uh, și uh, sunt ridiculizate acolo toate tehnicile mnemotehnice uh, până într-acolo încât uh, toate aceste modalități de a aduce în actualitate lucruri din trecut, personaje, personalități, acțiuni, sunt duse într-un comic desăvârșit. da. Asta pentru că multe dintre lucrurile pe care le facem se bazează pe memorie, nu? Da, evident. Dar uh, unii oameni au o memorie prodigioasă, chiar vorbeam înainte de, uh, de a începe înregistrarea acestui episod despre faptul că unii oameni au o memorie prodigioasă, dar nu procesează cum ar trebui informațiile care se întipăresc în memorie, pe când alții au, au o memorie ceva mai slabă, dar au capacitatea de a aprecia critic, de a, de a decanta critic tot ce, tot ce asimilează. Deci, cum o fi mai bine? <laughs> Actorii, uite, de exemplu, <laughs> sunt actori care sunt foarte buni și care fac ambele lucruri, știi? Adică au și o memorie extraordinară prin natura meseriei iar pe de altă parte uh, și decantează critic toată informația pentru că au nevoie să intre în personaj, în rol. Pentru mine muzicienii sunt cei deasupra actorilor în performanța asta. Mm -hmm. uh, și, și în cazul lor funcționează aceleași tehnici pe care le, sigur, le ridiculiza yeah. Flaubert. Uh, mai da, ales că, uh, da -mă, mai ales că muzicienii trebuie să aibă o, trebuie să uh, aibă un simț al instantaneului, nu știu cum să, să l numesc, știi? Așa e. Eu nu l-am, mulțumesc uh. încă o dată pentru invitație. <laughs> da. Dar dialogul va avea anumite sincope. Care vin exclusiv e, e vin, foarte bine. Din lipsa mea de înzestrare de a reacționa așa da. spontan. Uite, și... pentru că ni s-a atras atenția și le mulțumesc celor care ne-au atras atenția să, să subliniem an, 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 anumite deci mici lucruri din biografia fiecărui invitat. Să spunem despre Lucian că este cum e corect să spun, redactor șef al editorii uh, Cartex sau directorul iturii Cartex sau patronul editorii Cartex? Care este titulatura? Pe care ți-o asumi? Mi le asum pe toate. Pe toate. Da, da -am <laughs> nu am Sunt uh, simultane, în funcție de contextele în care sunt folosite, uh, contexte în special uh, culturale. Pentru că. Uh, Patron de editură în lumea occidentală are, ca și în România, anumite elemente peiorative, cum director înseamnă ceva care trece, excede activitatea implicată direct în redacție. Redactor șef este sintagma care acoperă spațiul francofon foarte bine. Așa că toate trei sunt potrivite. Și de să, geografie. Mai, să mai adăugăm și, și poziția ta de editor, pentru da. că asta e foarte importantă, cred că e cea mai importantă până la urmă. Și eu o simt la fel, că în ceea ce fac, multe dintre lucruri mă implică așa total, vorbesc despre ceea ce fac la Cartex, de la activitatea de îngrijire a unei ediții până la cea de promovare a ei de evaluarea activității comerciale pe care o are editura și de implicare în această parte Da, pe de altă parte să să mai adaug că ești traducător un traducător de, de calibru da? Cred că nu exagerez, pentru că ești foarte apreciat în ceea ce faci în, în, în zona culturală de care tu te ocupi. Ești critic literar și istoric literar, nu? Unde greșesc și unde am zis bine? Dacă e ceva ridicol în a te defini, atunci suntem într-un astfel de moment și no Mie îmi place să fiu ridicol la <gătă> la podcastul meu, așa că se mai și râde aici, știi, în, da, în platou. Da. Nu, scuze-mă. Nu nu. Nu. Mi-am amintit acum și în felul ăsta răspund indirect mm. la ce sunt, de fapt. În unul dintre saloanele despre care vorbea prust în eseurile lui, nu mai știu care dintre saloane, dar într-un salon parizian, era un personaj care Crea um, umorul în uh, acel spațiu, dar era un umor involuntar, pentru că era naivul, da. <laughs> cel care înțelegea parțial lucrurile și atunci uh, le transforma. Ei bine, dă, aceste fețe multiple de editor, traducător, uh, critic, istoric, literar, uh, sunt făcute cu această naivitate. Uh, dacă este să mă raportez la modelele mele culturale care sunt undeva la finele secolului al XIX-lea, început de 20, este absolut caragios să vorbesc despre mine ca despre un critic literar sau despre un istoric al ideilor sau un mare traducător. Sunt un practician, și uh, sunt un cititor destul de uh, bun, chiar uh, un cititor posedat de această pasiune, ca și tine. Uh, Aici sunt de acord. <laughs> și atunci uh, reflexul de a uh, oferi traduceri pe cărțile pe care le citesc în limbile în fine originare, este unul aproape necondiționat sau este o constrângere cumva de datorie așa istorică. Aceea, pasiunea de a edita, vine tocmai din dorința de a pune contrastiv lucruri. Citind în mai multe limbi, Iarăși cad în ridicolul de. Da, da păi, ca să, ca să râdă lumea, să amuze, pentru că nu vrem să facem o o discuție asta, așa protocolară, spune-ne și limbile respective. Da. da. Um, franceză, engleză, germană, italiană, latină, Uh, și atunci, uh, citind o carte în mai multe limbi, îi văd slăbiciunile în limba română, în fie traducerile anterioare, uh, fie în încercările de interpretare pe care le-a dat uh, istoria ideilor la noi. Și asta mă obligă. Dar asta nu înseamnă că unele dintre traducerile mele uh, nu sunt uh, semieșecuri sau ratări. Uh, e drept că ele au intrat în multe bibliografii universitare. Vorbesc despre traducerile cărților cu o acoperire socio-umană pe, această, pe acest teritoriu. Dar asta nu le califică foarte sus, pentru că Universitatea Românească este așa cum este societatea românească. Și... Totuși mi-aș permite să te contrazic amical aici, pentru că un un om, un intelectual care uh, jonglează atâtea limbi, ai spus vreo patru până acum, dar eu sunt convins că, că mai că... ai preocupări și în greaca veche sau eu știu... Sigur că... Da, no. așa... Uh... Nu Înțeleg că ești modest, dar eu totuși te consider un, un traducător și un intelectual de calibru, deci da. nu cred că e greșit. Ați... Și nu e nimic ridicol aici. Ridicol, dacă vrei să continuăm această poveste, este că la un moment dat, între încercările mele de profesionalizare plurilingvă, a fost și coreană. E adevărat că am făcut doar primii pași în acest spațiu și, sigur, acești primi pași au însemnat că, alături de un universitar corean, am fondat chiar Biblioteca de Limbă Coreană din Universitatea București. Bun. Foarte interesant, da. Eu mi-amintesc că, îți mărturisesc că aici este o, o întâmplare cu mult ridicol. Mi-amintesc că pe vremea lui Ceaușescu ne-au dus, ne-au luat de la serviciu și era o manifestare a prietenilor și, nu știu cum să spun, a prietenilor noștri din Corea de Nord. În fine. Noi eram stat comunist, atunci aveam legături strânse cu statul din Corea de Nord și a venit o delegație în România și. Mă rog, s-a făcut un schimb de idei în într-un cadru oficial cu socialismului, etc. Cunoști foarte bine povestea. Și a început să vorbească un ambasador sau nu știu ce Dumnezeu, un purtător de cuvânt. Și știm cu toții cum sună cum ne sună nouă, poate că limba coreană o, fi, o avea, veleitățile ei și bănuiesc că este foarte interesantă. E un idiom ca tot ce se întâmplă pe planetă, nu? Deci fiecare, fiecare limbă are particularitățile ei care o fac unică, nu? Așa, și omul a început să vorbească normal, dar noi auzeam niște ni țiuituri, niște chestii ciudate și vreau să spun că fiind o o întâlnire foarte serioasă, deci era o notabilități pe acolo, nu știu ce, trebuia să fim și noi serioși. Nu, nu s-a putut. Deci nu s-a putut? Nu nu, nu, nu. Se poate. Se poate, iar comparația între limba română și limba coreană este probată și trăită de mine personal când un profesor de lingvistică de la universitate m-a rugat, să spunem, să îl ajut pe un doctorand corean care avea o teză de gramatică transformațională, de gramatică chomskiană, comparație între verbul în limba coreană și verbul în limba română. Dar pe structură de adâncime a limbii, adică ce se schimbă în mentalități, ce se schimbă în atitudini, ori seamănă foarte tare. Poftim, uite. Sunt Chiar dacă sună spuneam, oarecum da. straniu pentru... din punct de vedere fonetic nu prea da. seamănă. Deci... Dar Chomsky era legătura, și nu Chomsky de astăzi, ci lingvistul Chomsky, între limba coreană și limba română ok, deci trebuie să trebuie să facem un scurt intermez. o să revenim la, la discuțiile astea super intelectuale așa mai, mai mult de partea ta. eu sunt un fi, brut, așa, aș fi jolly brut. joker nu, glumesc Uh, și uh, trebuie, să, trebuie să începem cu amabilitățile, știi? Adică uh, dăm voie să să ți dăruiesc o carte, cea mai recentă carte a mea apărută la uh, Casa, Casa de, de Pariuri Pariu Literare. Uh, le mulțumesc încă o dată colegilor de la Casa de Pariu Literare pentru această reeditare. Este vorba de volumul Resurse Interioare o reeditare după 10 ani el inițial acest volum a apărut în 2012 la editura Marinasa din Timișoara, acum este reeditat în aceeași formă deci nu am umblat absolut deloc la el uh -huh. uh, îți doresc să o citești cu plăcere îți mulțumesc, am văzut o anunțată de un Cristian mi-am dorit-o uh -huh. pentru că nu am ediția anterioară, știam, am citit despre ea în articole variate în, la momentul respectiv uh, uitasem că a apărut la Marineasa ce editură de poezie da, a da, fost da, și... da, extraordinară da. editură da. Da. mi-au apărut două, două volume acolo la Marineasa și cu... am avut o relație bună cu cu cei doi cu cei editori doi, da, da. Da. tată, și, tată și fiu. da uh, Bun, schimbul presupune <laughs> și reciprocitatea. A apărut recent un poet din Bellepoc, Charles Crowe, poeziile lui. Este unul dintre reformatorii limbajului poetic, cunoscut mai ales pentru scrumbia fumată, poemul care Dinamitează limbajul convențional și, de asemenea, unul dintre cei mai citiți poeți francezi din toate vremurile. Foarte puțin cunoscut în spațiul românesc, dar Constantin Băluță dă o traducere extraordinară de poet. Veritabil. Deci o carte foarte importantă, uite și da. uh, ce, mi se pare, ce mi se pare foarte interesant este că uh, poeziile astea au fost recitate în cabaretele pariziene de altă dată, extraordinar, deci e, e un fel de reeditare a trubadurilor din secolele XI, uh, Da. XIII da. uh, Exista această practică și o știm uh, foarte da. bine și uh, dacă tot l-am pomenit Să -o, o arătăm da. și la camera cro Poezii, editura cartex, o apariție recentă, ai spus, de, da? de ultimul oră, practic? Da? A, sfârșitul de august. Da. A, da. da. A, cu, De altfel, cu Constantina Băluță am un proiect mai amplu. Proiect sună rău, dar are și un trecut, are și viitor această istorie. A, și e, ea înseamnă recuperarea unor. Texte de traducere în manuscris sau edite ale lui Constantina Băluță, traduceri, dar și va apărea foarte repede un roman, un nou roman al lui, grafărul din Suedia o completare pentru graferul din lift și unde va fi și reeditarea graferului din lift. Uite, o să reluăm așa cum am promis, repet, vezi, și mă umplu și eu de ridicol. Râdeți de mine, vă rog, nu de invitat. Așa. O să mă repet acum cu un al doilea intermețor și trebuie să luăm toate lucrurile pe rând. Așa și aș vrea să începem practic dialogul nostru în cadrul acestui podcast după o jumătate de oră, să începem după o jumătate de oră aproape, așa, cu o întrebare foarte, foarte importantă și foarte serioasă, adică nu este glumă, vă rog să nu râdeți, vă rog să nu ne luați peste picior, da, întrebarea este următoarea, cu ce echipă de fotbal? A sunt fericit că nu mai țin cu o echipă de fotbal. Sunt dintre cei care s-au întrebat de la 18 ani încoace de ce m-am născut din Amovist. Cu Regretul permanent... <laughs> Am avut o bănuială. <laughs> al... Da. Era un context da. iarăși geografic, uh -huh. ca și la bas, da. eram vecin cu acel stadion și cu acel spirit. În cazul tău însă este o straneitate totală. Suntem aici biblioteca lui Gelu este situată, în vecinătatea adversarilor notorii ai echipei da. tale... Dușmanii de moarte. <laughs> da. da. Oamenii trebuie să râdă de noi pentru aceste lucruri. Pentru că pasiunile astea sunt cu adevărat uh, ridicole. Și devastatoare. <laughs> și devastatoare. La o anumită vârstă. <laughs> da. da. Uh, și... Se legitimează printr-un singur lucru pe care l-am auzit într-un podcast pe care l-ascultă fiul meu, că oamenii au nevoie de aceste lucruri, ca fiul meu de 9 ani, au nevoie de astfel de pasiuni pentru a-și împlini gregaritatea, nu din alte motive, nu pentru că ideologii sau lucruri... Dacă ar fi fost pe ideologie, aș fi ținut cu rapidul. Uh, nu, dacă vrei un răspuns, da, că, era, că sunt în biblioteca. Da, era lui bă, gen, echipa bă, mică, echipa muncitorească, echipa care se lupta cu titanii stau și din amă îi mai bătea din când în când. Dar oricum, eu, eu știu ce, apropo de Faptul că totuși ai un afinități față de clubul dinamo așa. Eu vă doresc să nu rămâneți șase ani în Liga a doua, cum a pățit rapidul nu știu cât timp. Și a pățit-o și recent, a revenit de doi ani în Liga I. Vă doresc să nu rămâneți acolo pentru că liga I fără dinamo e mai puțin interesantă. Și cât poate fi de interesantă din la momentul ăsta? Din trebuie să dispară. Asta este o altă. Totuși, nu, nu, sper că cei care ne ascultă înțeleg cumva, și o să mă explic acum de ce anumite. Fenomene care țin de fotbal, de fapt, țin de altceva, și uh, mi-e destul de la îndemână să fac tot o trimitere culturală-academică plictisitoare. Uh, la unul dintre amicii care au făcut uh, parte dintre echipa mea de formatori, uh, la Jean-Michel Dual, care e un specialist, un sociolog important politist important european, belgian care ține cu rapid. Bravo lui! Da, știe să aleagă. Dar pe rațiune de istorie politică a rapidului. Și în cursurile de sociologie a fotbalului de la ULB, de la Universitatea Libre de Bruxelles, vorbește și despre fenomenul rapid. Știe în bună măsură, jucătorii dinainte de 90 ai Rapidului. Sigur, asta pentru că este politist, nu pentru că este și microbist. Da. Așa că, dragi Rapidiști, suntem peste tot acasă. Ce să mai vorbim? Deci, și la universitățile din Belgia, și poate cine știe, și prin alte părți ale, ale planetei. Noi ne simțim bine, Rapidiștii oriunde am fi, în afară de două stadioane, pe și pe Dinamo. și la Craiova avem niște animozități pe acolo, dar nu prea ne ducem la Craiova, așa cum așa acolo vai de capul lor ce s-a întâmplat. În fine, să-i lăsăm pe ei cu ale lor și să revenim nu, la ale noastre. Ai spus așa printre rânduri de Bogdan Alexandru Stănescu pe care dacă o să vadă acest podcast îl salutăm din biblioteca lui Gelu. A fost și el aici, știi. M-am văzut în da? uh, Și tu ai o prietenie uh, îndelungată cu Bogdan. Ne spui câteva lucruri despre această relație frumoasă dintre voi? Uh, în uh, lumea editorială există rivalități uh, ireconciliabile, dar și prietenii care uh, se bazează tocmai pe elementul. Consubstanțial activității editoriale, adică pasiunea pentru literatură, pentru actul cultural, așa sună. <laughs> Ori, cu Bogdan, am împărțit, pe de-o parte, anii de doctorat și ai mei și ai lui în România, ai mei și ulterior în Belgia, dar și. O admirație pe care o am pentru un cititor mult mai profesionist decât mine. Un cititor care are această facultate extraordinară de a alege corect, pe care uneori se bazează activitatea editorială gândiți-vă la Biblioteca Polirom și acum la Anansi la uh, editura 3, da. la editura 3 uh, care nu e o chestie de flair uh, dincolo de exercițiul uh, acesta al măsurării uh, succesului unei cărți în Occident în uh, România, estimări de acest fel uh, îți trebuie și o cunoaștere de mentalități literare Uh, dar nu ale scritorilor, uh, ci ale publicului. Ori Bogdan chiar știe care sunt uh, acele resorturi încă ne. acele teritorii încă uh, nefolosite de uh, editori uh, și știe să aleagă, în consecință, la Anansi. Uh, eu nu am această înzestrare o am am o alta, totuși nu, de astea suntem, <laughs> oarecum împărțim un teren așa într-o concurență loială. Eu cred că alegerile mele și succesul cărților de la Cartex se bazează tocmai pe faptul că am resuscitat anumite titluri și nu doar pe un teren restrâns, foarte elitist, ci pe mass market. Și o să-ți spun de ce. De este cumva vorbindu-ți despre un autor care ți este foarte apropiat și în care ești specialist întâi tu și apoi eu, vorbesc despre Sebastian, este colosal când văd că anual tirajele pentru ediția de teatru Sebastian sunt constante peste 2500 de exemplare. De altfel, îți mulțumesc încă o dată că la precedentul Bookfest mi-ai dăruit o carte la care țin foarte mult și ți-am spus că este în biblioteca lui Gelu. De fapt, am și făcut, dacă vedeți, dragi prieteni, am și făcut un, un, stand, nu de autor, un stand al editurii Cartex, un mic stand. Și Lucian a venit cu câteva cărți pe care o să le arătăm la cameră. Dar acum, dacă vorbim despre Sebastian și despre teatrul lui, Iată această, această carte care arată foarte bine cu teatrul lui Sebastian a apărut la editura Cartex când cred că recent nu e nu mai Trebuie îmi dau seama e... sunt în ceva în 2021 în 2021 este cred, a, că este a, cred că este o reeditare bănuiesc. patra sau a cincea da. ediție pentru că așa cum spuneam anual sunt plăcut nevoit să o retipăresc. Da, și apropo de faptul că spuneai că eu sunt specialistul în Sebastian. Nu, nu sunt specialistul. Și am să vă spun un amanunt care n-ar trebui să, să scape celui care o să cumpere, care o să aibă această carte. Este o ediție îngrijită și studiu introductiv de Lucian Pricop. Deci... da. Um... Este cu adevărat o ediție care pune în paralel. Vorbesc foarte puțin despre ea, pentru că poate nu Sebastian este centrul discuției da. noastre, dar ca să se înțeleagă cum sunt construite cărțile de la Cartex, sunt puse în dialog textele memorialistice, publicistica lui Sebastian cu textele dramatice. Inclusiv cu textul nefinalizat a lui Sebastian, cu Insula, care e una dintre piesele cele mai frumoase din literatura română, altfel. Și care este foarte discretă, ca să spunem așa. Este nu puțin aici. circulată, într-adevăr. Pentru că eu știu jocul de vacanță și au fost piese care au prins foarte, foarte mult și au rămas, au rămas în conștiința publicului și jucate mult. Da foarte greu însă este de înțeles că în biblioteca lui Sebastian, în biroul lui Sebastian, actele care din textele lui fac parte din viața lui Sebastian. Tocmai de aceea intersecția aceasta între jurnalul lui Textele, articolele lui de presă, discuțiile și rememorările unor discuții cu actori, cu regizori, cu producători fac întregul. Am crezut mereu în acest tip de editare. Nu una uh, care extrage uh, textul și îl suspende temporal. Uh, editarea asta face până la urmă. Uh, Plasează într-un context, e un uh, termen la Pierre Bourdieu care uh, spune asta, într-un habitus uh, un uh, text. Uh, eu cred că Acum nu facem chiar teoria literaturii și nici sociologia lui Bourdieu, cred că este nevoie de o identitate bibliografică pentru a înțelege o, un um, autor clasicizat, adică de a pune în același timp în contextul istoric în care scrie apare, dar și într-un context contemporan. De ce spun identitate bibliografică? Pentru că avem alți cititori care au alte uh, înțelegeri ale literarului, uh, care au o altă percepție a ridicolului uh, pentru care un uh, fotbalist, cum este personajul. Din insula are o altă conotație astăzi, de asta trebuie explicată introductiv ce însemna fotbalist în interbelic. Da, pentru că presupunea onoare, presupunea bă, o anumită educație, deci nu, bă, nu erau, era fair play, era conceptul de fair play la care țineau foarte mult atunci sportivii Evident. și nu numai sportivii. <laughs> Este o altă lume oximoronic să da. vorbești precum fotbalistul lui Sebastian astăzi, adică elevat și da, exact. galant, și nu e opusul imaginii a... fotbalistului de azi. Cam în felul ăsta sunt construite, e construită toată seria Sebastian și seria Bleher și celelalte cărți. De Uite, la dacă cărți. tot ai pomenit de, de Bleher, hai să arătăm la cameră și două, două cărți pe care le am și la care de asemenea țin foarte mult, pe care sunt convins că cei care ne urmăresc, care sunt familiarizați, Inimi cicatrizate, romanul lui Max Bleher, da? Să spun, și în, în ce an a apărut aici. Ce și aici este irelevant. Da, da. da, pentru că sunt reedit chiar zile. Sunt reeditări, uh, da. Evident. Ieri am retrimis în tipar o nouă ediție inim cicatrizate, așa că. Da, dar foarte relevant este, este faptul că prefața și referințele critice îi aparțin lui Lucian Pricop. Uh, deci, preocupările tale ca. De critic literar și de istorie literar se văd. Deci mm -hmm. sunt evidente. Așa și a doua carte, scuză mă a doua carte, Vizuina, Vizuina, Vizuina Luminată, jurnal de, de sanator. Sanatoriu, da, bănuiesc că este tot în 2021 reeditată. Da, este tot. Așa. În pandemie lucrat. De Asta asemenea, chiar cu apărat. prefață și referințe mm -hmm. critice de Lucian Pricop. Spre Blehar. M-a condus, sigur, pe de-o parte formația mea filologică, dar și uh, un autor contemporan care este foarte apropiat și mi-a fost apropiat, Gheorghe Crăciun. Uh, așa am reușit să-l înțeleg pe Blehăr. Altfel, mi se părea spectaculos și uh, intruziv, uh, dar. Uh, atât. Doar în momentul în care am înțeles ideea de corporalitate prin intermediul lui Crăciun și mai exact prin un jurnal al lui George la Pupa Rusa, jurnalul se numește Trupul știe mai mult. Dacă uh, poți să te uiți că sunt chiar în fața ta pe acolo pe undeva, da? am toate cărțile lui Gheorghe Crăciun sunt undeva în dreapta acolo, începând cu Pupa rusa și terminând cu toată seria apărută la Editura Polirom, sunt acolo. Mărturisesc că nu le-am citit pe toate, dar sunt acolo și cândva îmi vor veni toate volumele lui Gheorghe Crăciun, un autor de asemenea la care țin foarte mult. Dacă tot l-am pomenit. Da, uh, George, E un continuator peste timp 80 nu, al lui Bleher, pe, prin această uh, înzestrare extraordinară de a vedea în uh, corporalitate uh, o continuare a activității cerebrale, intelectuale, spirituale. Uh, nu, nu, nu e carnalul uh, din. Uh, Romanele erotice, nu este deși și aici avem un erotism special. Ci este o înțelegere a biologicului, a neurologicului cu înzestrările literare. Lucian, am o rugăminte la tine, pentru ca să continuăm un pic pe, pe linia aceea unei a propriei tale biografii pentru ca lumea să te cunoască mult mai bine decât te cunoaște deja așa am curiozitatea să-mi spui în măsura în care vei dori și în măsura în care se poate de unde ai pornit cum a fost care au fost primele tale tatonări cu, cu zona asta umanioarelor a început mm -hmm. din uh, gimnaziu, cum s-a întâmplat? Unde ai făcut școala? Uh, parte din uh, școală, sigur, a fost în comunism, adică uh -huh. până în uh, clasa a 10-a. Uh, când uh, am trecut dinspre matematică, matematici, uh, spre filologie, adică dinspre creangă de clasa de... Olimpici la matematică, la școala centrală, cu o pasiune pe care o împărtășim pentru poezie. Și am identificat debutul meu în. este comic situația, în paginile scânteii tineretului. Suplimentul acela. Suplimentul, de, la studen, da. Exact, da. Când eram nu, la clasă de mate fizică și nu, nu eram tocmai mulțumit de destinul pe care mi l-a lăsat cu influențele părinților, și m-am hotărât să trimit către scânteia tineretului, către un om pe care îl citisem în, nu mai știu exact ce, într-o carte de critică a lui, cu siguranță, lui Mircea Iorgulescu, câteva poeme. Uh, și uh, a publicat, uh, cred că vreo trei sau patru texte, uh, extragând de acolo și un poem religios pe care îl SEM și cu o mențiune că există în redacție alte câteva poeme chiar mai bune decât acestea pe care pe viitor le va publica. Nu l-am cunoscut niciodată, din păcate, pe Mircea Iorgulescu, a și plecat imediat, apoi a fugit în Franța. Uh, dar așa s-a petrecut debutul, uh, influențat de acest succes extraordinar, pentru că înainte să fi citit eu uh, scânteia tineretului, citiseră profesorii și părinții <laughs> colegilor mei, uh, mi-am ales uh, acest destin. Uh, Înzestrarea mea nu este însă spre aceste lucruri, nu am... Uh, așa o, un talent nativ uh, pentru asta, N nu îmi dau seama de ce, adică îmi dau seama de ce, dar îmi tot vin niște uh, reflexe prost în minte, uh, ce înseamnă talent și uh, din eseurile lui. Le-am recitit recent de asta. Da, eu te înțeleg că ești modest, da. dar totuși te-a te publicat fie și în scânteia tineretului, te-a publicat Mice Ergulescu, profesorul Micei Ergulescu, care. Da, mă rog. Sigur, avea... uh, eram un preadolescent sau un adolescent mm -hmm. dar care era o promisiune, până la urmă, Da, cumva. Uh, care vorbea despre. Uh, salvarea Bibliei și asta îl influențase în publicare. nu? Și asta a apărut <laughs> a... <laughs> în... Nu, nu, nu tocmai a asta a, a, fost, a... a scos, mm. dar a făcut o mențiune în Da, în foarte interesant. Da. Da. ar fi fost interesant să apară despre Biblie <laughs> în <laughs> atine, atine. Da. era o imagine apocaliptică, mi-amintesc acel poem, Sigur, care astăzi ar trezi râsul oricui, o imagine apocaliptică a lumii și singurul element care se salvează este acest obiect încărcat simbolic cu. care nu e numit în poezie, dar este o intuiție era, de critic. Da, deci, spune imediat ce. Era secretul lui Polichinele, probabil. Da, da. Evident. Da. Uh, și uh, liceul unde l-ai făcut? Uh, de la Mate Fizică am trecut la Filologie, la Eu Școala Centrală. La, a, la Școala Centrală. Da. Da. Uh, și apoi uh, Universitatea București, Facultatea de Litere, uh, Română-Franceză, uh, dar uh, nu, aceste elemente o contat mai puțin în biografia mea. O spun cu tristețe, pentru că nu am știut să profit de ceea ce putea oferi Universitatea, Facultatea, sigur, chiar în anii 90. Mai mult a contat o perioadă de formație doctorală. În Belgia, care nici ne neapărat prin intermediul profesorilor, deși aici e de vorbit, ci de anul trăit în bibliotecă. De 16-18 ore de stat în bibliotecă, nu doar un an, ci eu. Dar Um, pentru că pe de o parte eram defazat față de uh, nivelul academic uh, belgian uh, aveam un uh, coordonator uh, uh, colosal uh, Polarum, care este principalul discipol al lui Bourdieu uh, sociolog și uh, filolog simultan Specialist în arte plastice, un om încredințat că în alegerile pe care le, le facem astăzi disciplinare, pornim de la o eroare fundamentală impusă de sistemul universitar, adică mergem doar spre literatură și Scoatem celelalte discipline din joc specializându-ne în literatură, ori cineva care are această vocație pluridisciplinară, e un cuvânt caragios și el, dar și o erudiție extraordinară, a reușit dintr-un om cu o cultură mediocră să-mi dea bibliografie. Iar. ți a direcționat drumul exact colosar, acolo unde trebuia, da? Colosar. E foarte important pentru un om. Dar, știi cum? Un astfel de. un astfel de etapă. Și asta am încercat în anii în care am predat și eu să îndrept studenții spre același tip de activitate de căutare. Nu aveam titluri nu aveam colecții, nu aveam autori, ci aveam săli. Uh, trebuia să trec într-un fel sau altul printr-o lectură foarte aplicată sau o lectură uh, rapidă prin uh, sala de istoria cărții. Uh, biblioteca din uh, Universitatea Liberă de Bruxelles este o chestie de vreo șapte, opt etaje cu separări foarte biblioteconomic făcute și mi se cerea, ca să spun așa, ca luna ianuarie să fie rezervată acestei săli, iar apoi discuția să o aplicăm foarte strict pe istoria cărții și de aici... Deci vine. erau foarte aplicate lucrurile, erau da. foarte bine coordonate. Da, coordinate. aplicate, da. dar pe um, o teorie care e pierdută cumva uh, în momentul în care uh, citești online, uh, citeam vecinătățile. Uh, știam că uh, lângă Apologie du Livre a lui Robert Danton. Sunt alte cărți ale lui Danton sau este Roger Chartier sau sunt alți istorici ai cărții și atunci era o lectură cumva obligatorie a elementului care urmează, a cărții care vine alături. Uh, nu pe un criteriu axiologic care sunt cărțile cele mai importante, bibliografia uh, ierarhizată, ci uh, o bibliografie renascentistă, exhaustivă. A uh, nu se înțelege că nu am uh, chiulit de la multe dintre uh, aceste responsabilități. Da. Uh, eram curios pentru că același lucru am întrebat-o, uh, am întrebat o... Pe Alina Pavelescu, care a fost aici în bibliotecă lui Giul, am întrebat-o același lucru. Câți ani ți-ai dedicat lucrării de doctorat? Um, sunt, mă rog, sunt două etape. Da, cam șapte ani în total. Da. Um, o etapă în anii 90 și o altă etapă în anii 2000. Da. Uh, și extinzând un pic uh, întrebarea asta, uh, ce părere ai despre uh, situația uh, doctoratelor uh, nu știu cum să le numesc uh, plagiate, contrafăcute, uh, executate pe repede înainte, uh, luate cine știe cum, dar cu dar avizate de de comisii uh, adminterii în care sunt nume importante nu ai o senzație așa de de, de, de frustrare, hai să-i spunem gândindu-te că, că au fost niște băieți deștepți așa care s-au învârtit și care au ofentat cumva toată perioada asta academică pe care pe tine, uite, de, de exemplu te-a costat șapte ani, ca și pe Alina Pavelescu de altfel Uh, ba da, este frustrant, uh, nu este angoasant, dar uh, uh, îi înțeleg pe acei oameni. Uh, vorbesc despre cei din comisii. Uh -huh. uh, pe de-o parte, pentru că uh, noi aveam un retard istoric uh, și este explicația pe care mi-a dat-o un, un ministru al învățământului uh, amic și a fost nevoie de instituirea unor școli formale doctorale care să ne aducă la zi cu numărul de doctorate pe cap de locuitor în România astfel încât să ne aliniem nivelului occidental asta e o absolută pentru Absolut. mine este straniu, este o judecată cantitativistă caragioasă, tot ne vine Ridicol, <laughs> la salut. Dar, pe de altă parte, îmi displace că trebuie să-i dau dreptate actualului ministru, care sigur că este un apărător al imposturii, asta este evident, dar cu un argument valabil. Ceea ce e Explicăm, că nu, nu complexant da. și asta. Uh, nu este treaba unui ministru sau a unui minister să valideze un doctorat. Da, evident. Uh, este treaba unor universități. Dar ministrul. De, tot am pomenit de chestia asta, ministrul susține o lege care exonerează pe cei care au plagiat. Să povestea. sigur. Uh, a, reparațiile, reparațiile ar trebui făcute, adică da. ar trebui sancționate aceste lucruri și să intrăm în, într-o normalitate. Dar, exonerează de impostură? Da. De, uh, evident. Prin lege. Adică... <laughs> uh, legile exonerează da, de da, foarte de... mulți, adică nu. <laughs> nu <laughs> și, se poate, da. uh, Vezi, uh, nu. Știu. Să existe vreun alt sistem universitar occidental care să externalizeze evaluarea tezelor de doctorat dinspre universitatea care le acordă, spre o comisie sub patronajul unui ministru, unui minister, asta este absurd. Sigur că poate ar trebui să ajungem la un T0 uh, sancționându-i pe cei care au plagiat și uh, trecând la elementul de normalitate uh, evaluarea nivelului de plagiat al unei teze uh, pe de-o parte este o procedură tehnică uh, am trăit-o, am trecut-o prin în, la Bruxelles este foarte strictă și presupune și o expunere totală a doctorandului, a celui care susține doctoratul, teza fiind publică. Teza este cunoscută nu doar de cei care au interese de a vâna lucruri copiate, ci de toată lumea ea este pe site-ul bibliotecii universității unde susții teza și asta nu se întâmplă doar la Bruxelles și atunci oricine poate să se regăsească să caute în teza respectivă la noi se întâmplă tot pe dos cei care la se noi simt cu musca pe găciule și ascund, și tezele ascund de tezele. De... <laughs> <laughs> este frustrant că avem uh, o, un blocaj de acces spre asemenea lucruri de, poate de valoare. Uh, cum, cum este uh, posibil să ai uh, miniștri uh, care uh, nu au produs anumite lucruri intelectuale, uh, și ele să nu fie circulate. Adică nu. Cele mai publice persoane să aibă activitate noi, subterană. Noi am început cu democrația originală, ți amintești? Uh, și am rămas într-un fel original, știi? Adică suntem un fel de națiune sui generis, știi? Da. Uh... Am însă și o înțelegere cumva nuanțată acestei întâmplări. Faptul că vorbim permanent sau repetitiv despre criza învățământului românesc, universitar, preuniversitar, este un semn de sănătate pentru democrația românească. Și acum, conceptualizând puțin, orice criză în spațiul socio-uman înseamnă un element de normalitate, ca și în literatură vorbim despre nașterea modernității și despre crizele acestei nașteri sau a da, postmodernității. Criza etc. Da. În absența acestor crize, revoluțiile de discurs nu s-ar petrece. Același lucru se întâmplă și în muzică și în artele plastice. Da, da. Eu aș obiecta aici spunând, afirmând că Bun, avem o criză, da? De, un anumit, de o anumită factură. Așa. Dar în urma acelei crize, lucrurile se schimbă și se schimbă de regulă în bine. Adică vine ceva, vine un alt curent, se întâmplă o răsturnare de valori. Deci, există o, o hai să spunem, o dialectică a, a, a lucrurilor, nu? Care se întâmplă. Pe când, pe când, în anumite medii, la noi, crizele sunt perpetue, iar schimbările sunt... Nu știu, sunt mai degrabă în negativ, în, nu duc la ceva bun, asta vreau să spun. Sau nu duc întotdeauna la ceva bun. Hai să nu fiu. Da. Să nu exagerez. Este. Nu, nu În învățământ, chiar dacă trăim cu senzația că școala produce din ce în ce mai puțini studenți de calitate, elevii buni, este eronat. Nivelul de competențe și de competență al tinerilor de astăzi este, chiar dacă pe un alt domeniu sau pe alte, pe o, un alt spațiu, este mult superior celor pe care le avem noi sau celui pe care îl avem noi dacă vorbim despre nivel este cel mai bun nivel de competență pe care l-a avut lumea până acum inclusiv în spațiul românesc că mulți dintre ei pleacă din România iarăși ține de o normalitate a acestei lumi că își pierd identitatea românească este. Deci, n-ar trebui să ne tânguim, să spunem: ne pleacă tinerii, ne pleacă cei mai buni uh, elevi, ne pleacă cei mai buni studenți, ne pleacă doctoranzi excepționali. Ah, uh, nu. Până la urmă, identitatea nu și-o vor pierde niciodată, dacă stăm să ne gândim bine. Uh, da. E, e... Depinde și de conjunctură, de uh, mediul în care vor pleca, sau nu știu. Vor să uite total de România, etc. Sunt și cazuri de genul ăsta. Să uite dacă asta este mm -hmm. alegerea. Există însă câteva elemente imposibil de falsificat. Unde s-au născut. Da, evident. Și aia. chiar tentația aceasta de a valoriza elementul ăsta biografic. Este și el depus de pus în paranteză. Da. Pentru că... Apropo de aceste elemente, de coloratura biografică a evoluției tale, ai avut profesori de marcă în facultate, colegi care au confirmat și care sunt personalități publice în ziua de astăzi? Da. Da, sigur. De, de la, vorbesc despre profesori de la Mircea Angelescu, la Paul Cornea și alții pe care doar i-am audiat. Și aici îmi reproșez că nu, nu am înțeles ce înseamnă această post-adolescență universitară studențească pentru că nu lucram în același timp și eram translator lucruri de felul ăsta și atunci am pierdut parte din dar îmi amintesc cum cumva recunoștință de uh, secvențe din cursurile unor uh, profesori, uh, de oameni care uh, mi-au devenit și foarte apropiați prieteni, vorbesc despre Bogdan Lefter sau Simona Popescu, uh, Vlad Alexandrescu. Uh, și atunci toți acești, uh, sau Cornel Mihai Ionescu, uh, ca și pentru Bas, de altfel, uh, unul dintre oamenii care ne-a influențat. Există, însă, descoperiri de maturitate, profesori pe care nu i-am avut și pe care i-am citit, pe care i-am ratat pur și simplu. Multe dintre aceste lucruri. Nu sunt, nu mi le pot transfera drept responsabilității de așa, superficialitate, ci și pentru că școala anilor 90, universitatea anilor 90 era și ea aproximativă. Era o formă prolixă în care rivalității politice erau mai presus de conținuturi, gândește-te că în cursul ținut simultan de Eugen Simion și Nicolae Manolescu trebuia să alegem. Trimiterile erau la celălalt, în cazul lui Simion la Manolescu, prin ridiculizarea activității de critic fără operă, iar dincolo la... În cazul lui Manolescu, la incapacitate de introspecție <laughs> pentru Simion. Ori aceste lucruri, dincolo de rivalitățile culturale, aveau și un spate, un background politic. Adică Alianța Civică versus FSN, știi? Da, era, era o, o conotație politică, era o activitate, de fapt, politică era o activitate foarte activitate politică, în care, sigur, da. studenții, ca la 1900, erau foarte implicați și da. ca în interbelicul nostru. Și atunci, toate aceste lucruri, da. Spuneam că am ratat pe cineva în această poveste. Uh, și cumva uh, recuperez această vinovăție indirectă acum, uh, cred că inspirat de tine, indirect, uh, de Biblioteca lui Gelu, am creat o colecție uh, care are astăzi o primă apariție, dar uh, uh, din păcate n-am mai ajuns la editură să-ți pot aduce volumul, uh, se numește biblioteca Irina Mavrodin. Uh, Irina Mavrodin uh, pentru mine uh, care nu am cunoscut-o direct, deși este unul dintre intelectualii francofoni uh, pe care ar fi trebuit să-i uh, Sper că cunosc. îmi dai voie să spun că a fost o traducătoare de calibru, a uh, tradus salut. pe prust, printre alții, deci uh, Proust, Flaubert, Flaubert Gid, uh, da, da. Uh, Madame de Stalci. A fost și un mare teoretician literar. A tradus Cioran în română, a tradus Eliade în franceză. A fost primul promotor al literaturii române clasice după 90 în Franța, creând o colecție de literatură română. Este colosal. Sigur că erau anumite așteptări, dar asta și așteptări venite în pe filieră politică, adică România, țară democratică, în sfârșit democrată. Și francofonă, cum eram francofonă, da, cum percepuți părea, atunci, da. Uh, dar uh, Irina Mavrodin, uh, în actele ei de traducere, uh, face o reașezare în context românesc uh, a cărților respective. Uh, Mi-amintesc că la Buvar și Pechiușe sunt... Peste 350 de note ale ei. Da, este ediția critică, este ediția? a putut Univers. Da, da. Uh, sunt patru volume, da. da. Uh, din Flaubert. Uh, nu sunt doar note de tipul Wikipedia, ci sunt interpretări pe care le dă anumitor trimiteri. Uh, un om care nu căuta pe Google pentru că nu exista, nu, ci avea nevoie de căutare la sursă pentru fiecare dintre personalitățile, cărțile, trimiterile indirecte din roman și care îmbunătățește în raport cu ediția franceză, ediția, edițiile critice franceze de la Pleiad și cealaltă, nu mai mi-amintesc acum unde, din Pleiad, îmbunătățește în limba română ediția Flaubert. Îmi da. amintesc și aici o să trecem la pasul următor al discuției noastre. Îmi amintesc de, de, faptul că la parale la 45 în perioada anterioară, în perioada când era Călin Vlasie, au fost cărți tot la fel scoase cu aparat critic. Mi-amintesc foarte bine și am și cartea Traducerea Etei Boeriu din Dante, care are un aparat critic formidabil, deci e da. superioară cartea a traducerii lui, lui Coșbuc. Cu toate. Ai, ai, acele, cum să spun eu, știi, Coșbuc a făcut un, un volum separat, practic, uh -huh. cu toate notațiile lui despre traducerea respectivă. Dar da. Eta Boeriu a, a ridicat mult ștacheta. Um, multe dintre traducerile de la Paralela 45 uh de literatură universală au avut acest tip de note. mi amintesc de integrala unui alt mare traducător puțin cunoscut la noi, vazi necunoscut, Mihail Nemes, care da, traduce care Rilke, Goethe, Dracul. Da. De, dracal. De, dracal, da, da. Exact. Uh, ori uh, suntem pe același teren de nașterea modernității, care are nevoie de aparat. E foarte greu de înțeles un text de la sfârșitul secolului al XIX-lea, da. început de 20, în absența unui aparat critic de acest fel infrapagină. Și sunt, sunt foarte mirat, eu știi foarte bine că merg prin anticariate des, sunt foarte mirat că acele ediții critice de la Itura Universe din anii 70-80 chiar prin, au durat chiar până în 90, dacă nu mă înșel, uh, sunt uh, tratate, nu știu, sunt, uh, au picat în derizoriu. Și e nedrept uh, că se întâmplă acest lucru. Eu am foarte multe cărți împrăștiate pe aici și mai am un, o secțiune în altă parte cu astfel de, de cărți. Uh, este nedrept pentru că acele note, acele note, nu numai că sunt foarte interesante, dar nu le găsești în altă parte, nu le găsești deci nu, nu dai Google și găsești nu știu ce, nu, da. le găsești în edițiile respective și treaba asta a fost preluată cumva de parala 45 și aici am, am să vin așa un pic înspre, înspre prezent oarecum, pentru că mi-amintesc, am o amintire legată de tine la editura paralela 45, cam pe la jumătatea anilor 2000. Când tu erai acolo, nu mai țin minte foarte bine anul, 2004, 2005, 2006, pe acolo, așa. Și când am uh, mers prin labirintul holurilor de la uh, fosta casa scânteiei, actuala casa presei, până la editura paralela 45, pentru a depune un manuscris, și, dragi prieteni, ghiciți peste cine am dat în redacția editorii Paralela 45, peste un tânăr foarte ambițios, care avea părul mai, mai puțin argintiu decât acum, așa, și eu eram cam la fel, dar eu eram mai blunziu, așa, care m-a tratat cu, un, cu foarte uh, multă căldură și politețe. M-a invitat să iau loc, am, am avut și un dialog și a fost primul meu dialog cu Lucian Pricop. Atunci am lăsat un manuscris. Mă rog, nu s-a materializat, pentru că era o carte uh, slabă. După aceea am uh, repus-o pe picioare și am, uh, uh, am publicat-o în altă parte. Dar nu asta e important. Este important uh, primul Cum pas. Cum ne-am cunoscut. -a, nu ne -am cunoscut. Uh, da. E, paralela 45 în, în viața mea a însemnat foarte mult. Chiar dacă a fost destul de, o perioadă destul de scurtă, cred că vreo 5-7 ani, faptul că proprietarul editurii, Călin Vlasie, atunci, a mizat pe o astfel de carte stranie și uh, straniea acțiunea lui de a miza um, Fusese director editorial înainte Mircea Martin, apoi Gheorghe, Cră, în Gheorghe Crăciun, apoi Mircea Martin. Bănuiesc că așa e și cunoscut pe la editură sau cum cu Gheorghe Crăciun, mă rog. Ei bun, da, și da. așa, dar da. și în universitate. Și în universitate, da. Am... am format în acei ani o mică echipă în redacția de la București și îmi dau seama acum că multe dintre editurile din România cele de top sunt cu directorii care au trecut prin acea experiență a, a, fost, a fost perioada formării tale ca, ca editor? Ai învățat foarte multe de acolo? Cum s-a întâmplat? Uh, nu, nu a fost perioada formării ca editor, dar uh, am uh, înțeles uh, mecanismele unei edituri mari. Uh, este o diferență colosală între o editură care uh, are peste. 150-200 de titluri anual și editurile cu un nivel mai redus, pe de o parte pentru că gestiunea unei astfel de redacții presupune o dedicare completă a vieții, nu doar a, nu doar profesională. Și o să-ți spun acum răspunsul pentru. Manuscrisul care nu a trecut era imposibil. Era imposibil să treacă pentru că, din păcate, numărul de manuscrise citite din cele pe care le primeam era o proporție de 10%. Primeam cam 10-15 manuscrise pe săptămână. Mă, enorm. enorm. Da. Erau zile în care uh, aveam uh, această treabă de făcut uh, să mă uit peste manuscrisele venite. Uh, cum. Uh, Descoperisem, înțelegisem cum funcționează lectura acestui tip de literatură, și nu aveam nici vocația lui Bogdan de a intui imediat unde cum. Uh, trebuia să trec de jumătatea cărții pentru a-mi da seama dacă poate fi recuperat ceva din cartea respectivă. Uh, oricum, că... e mai bine pentru mine că nu s-a da, întâmplat, or... așa că totul a fost bine până la urmă. Uh, dar, să-ți vorbesc în termen de lectură corporală a acestor manuscrise. După ce citeam 20 de poeme dezastruoase ale, unor velei, ale unui veleitar, trecerea la o carte de proză bună, păstra gustul sinistru al textului respectiv, ori inevitabil, așa se întâmplă. Nu, nu, nu se poate să ți pără, ca memoria să șteargă imediat toate da, locurile comune pe care le-ai citit cu câteva minute înainte. Vezi memoria ce face. <laughs> da. Dar altfel a fost nu perioada de ucenicie, dar perioada de maturizare editorială veritabilă. Când? Și se datorează lui Călin da. Vlasie în totalitate acest lucru. Când ți-ai dat seama că ar trebui să faci pasul către, nu știu, către uh, o activitate proprie, către ceva care să ți aparțină? A fost un interstițiu universitar în care am predat câțiva ani. Istoria culturii la SNSP și apoi am creat cartex. Dar gândul nu știu să-l localizez așa când, unde, e undeva prin Bine, liceu. Da. Seama, da. <laughs> Evident că nu, nu a fost nici acolo o decizie proprie, ci un, am fost un grup, suntem un grup de acționari în CARTEX și a fost cumva asocierea unor prieteni cu Priceperi diferite, uh, cu uh, înzestrări uh, psihologice diferite. Ceea ce e foarte bine. Uh, este senzațional. Da. Nu aș putea niciunde și nici când să stau la masă și să negociez prețuri de tipografie de la 3 lei și 16 bani la 3 lei și 10 bani. <laughs> Pentru că m-aș uita întâi de toate la titlul cărții care mi-ar spune mult mai mult decât. Uh, uh, adică, nu, e. De păi cum să devalorizez. Uh, activitățile astea lucrative presupun și așa ceva. ce să faci. Așa este apoi discuțiile interminabile cu librarii iarăși cad în responsabilitatea altui Aici e o chestie foarte interesantă pentru că din câte din discuțiile care se mai poartă pe Facebook, acum că acolo se dezbat toate problemele importante ale omenirii, sunt unii care demonizează cumva activitatea librăriilor. Pentru că cer foarte mulți bani pentru uh, un comision foarte mare, pentru că nu pun cărțile unei anumite edituri, le pun la alt raft, etc., mai jos, nu știu ce, sunt foarte multe dezbateri pe tema asta. Care este opinia ta? Uh, eu eu m-am ferit întotdeauna să blamez uh, librăriile, pentru că mi -i, mi i dragi, în primul rând, librarii, îmi sunt dragi librăriile, în egală măsură, sau poate chiar mai mult decât editurile. Este, libreria este spațiul care mi este cel mai drag pentru că acolo merg și văd cărți le răsfoiesc, cumpăr și așa mai departe nu cunosc mecanismele de piață de asta te întreb pe tine cum se întâmplă eu le, le cunosc și nu doar din ziua de astăzi am scris o carte care se cheamă Lidentité bibliografic de la Belle Époque. Uh, și care vorbește despre viața uh, editorilor librari și cititori din Belle Epoque uh, preponderent din spațiul românesc ori uh, sintagma consacrată la în Belle Epoque da, în secolul al XIX-lea uh, era librer-editor uh, librarii uh, erau și editori. Uh, problema, spre exemplu, în uh, cazul românesc, uh, este că mulți dintre acești librari uh, și editori uh, aveau uh, o pricepere limitată de a citi. Uh, erau semi-analfabeți sau analfabeți. Avem și noi un Leon Alcalai care tot așa Sigur. era. Exact, fost și alții. Vem pe Frații Șaraga, pe da. cei care îl publică pe Caragiale sau care îl promovează pe Eminescu, care îl publică de altfel și pe Eminescu. Socec. Da. Această chestiune se datorează unei lipse de formație specifică pentru că filiera asta de editor, librar, în universitățile românești nu există. Nu poți să ți dorești să devii librar cu diploma academică pentru că nu ai cum. Trebuie să fii chimist sau filolog sau orice altceva, sociolog, și poți să te formezi la locul de muncă, ori acest tip de normativitate empirică nu are cum să fie ireproșabilă. De aceea, anumiții librari de vocație reușesc să fie, să aibă o un chip uh, uh, vizibil și uh, recognoscibil și uh, cumva de intelectual, uh, alții uh, par uh, veniți din uh, papetărie, uh, ceea ce pare că este o clasă mai jos. Uh, nu vom reuși să ieșim din această criză până când universitatea nu va înțelege că trebuie să formeze această filieră. E un business, e adevărat. Uh -huh. Un business care presupune vânzarea de cărți și de alte elemente însoțitoare ale cărților de care Înseamnă da, să vinzi cărți nu înseamnă, nu, nu, nu înseamnă adică nu poți pune uh, semnul egal între a vinde cărți și a vinde brânză, de exemplu mm -hmm. e tot o formă de comerț, dacă stăm da, să da, ne gândim da. bine și brânza, mă rog uh, și acolo sunt specialiști pentru că sunt uh, mii de, de soiuri de brânză, de feluri de brânză dar totuși uh, atunci când vorbim despre carte vorbim despre totul altceva uh. o marfă care presupune o altă formație intelectuală, până la urmă. Sau o formație? O informat. formație intelectuală. Uh, ne întoarcem tot la școală. Ne întoarcem la școală și la uh, demonizarea uh, cititului ca uh, activitate care nu este productivă. Uh, nu, de ce ai citi? Uh, nu. Dau un exemplu de pe masă de aici: Jurnalul Psihanalitic al unei tinere fete, când există o formă contrastă a acestei cărți în, într-un în, în articol de 5 pagini. De ce să citești integral Enigma Otiliei? Când există un erzat care să rezolve conflictul dintre personaje. Ar trebui să privim însă cu măsură lucrurile. Adică, un librar care a trecut prin universitate și este. Nebunit de literatură, nu va fi neapărat un bun vânzător. Pe de-o parte, pentru că ceea ce îi se pare lui relevant nu este niciodată Heidi, spre exemplu, Heidi. Sau altă literatură pentru preadolescenție. Ori este aici și o altă uh, înzestrare pe care, de care are nevoie librarul, un soi de pregătire uh, psihologică. Da, dar uite aici uh, să ne întoarcem un pic în timp pentru că și ție îți place și tu ai o, uh, cum să spun eu, o aplicare către paseism, nu? Uh, toți suntem într-un fel sau altul paseiști, nu știu cum e la generațiile mai tinere, dar uite, eu tot mă gândesc, mă tot gândesc la Leon Alcalai, care a pornit practic de la. avea două dulapuri în colț la pe, pe Podul Mogoșoaiei, știi? Deci era un anticar care vindea, lua o carte cu un leu și o vindea cu un leu 50 sau 2 lei, mă rog. Da. Dar a avut un flair extraordinar. Și uite unde a ajuns, știi? Uh -huh. La una dintre cele mai mari librării din București, la o editură formidabilă. Deci a. Da. A, 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 ajuns, un a avut business, pricepere, da. a avut uh -huh. pricepere de, de businessman, deci da. a avut asta în sânge. Știi? Uh -huh. Dar a avut și intuiție, pe de altă parte, să să publice uh, autori foarte cunoscuți, a avut uh, uh -huh. ceea ce uh -huh. a trebuit, materia. Celălalt lucru uh, e de spus și despre cei pe care îi pomeneam, uh, frații Șaraga, uh -huh. uh, care erau vânzători de. Uh, chestii de biserică, de lumânări și pot capuri de preoci mm -hmm. uh, și care vindeau prin târguri uh, ori uh, scrisorile, uh, mi amintesc de scrisorile lui Caragioale către uh, ei uh, arată că oamenii ăștia editorii ăștia nu știau decât să facă un business dar uite că îl făceau extraordinar și cu o intuiție de geografie a României pe care oamenii de afaceri nu o au neapărat, adică ei sunt cei care, spre exemplu, din Moldova, din Iași, îl duc pe Eminescu în Transilvania. Pentru că își dau seama că există un filon naționalist în Transilvania secolului al XIX-lea, sfârșit de secolul al XIX-lea, care îi transformă pe indivizii de acolo în cumpărători mai buni. Apoi, mai au și înțelegerea business-ului. Cumpărătorul uh, transilvanean român are resurse mai bune decât uh, cel, cel din Moldova, din Moldova sau uh, țara românească. Da. Da. Uh, ori despre asta vorbim. Dar uh, noi uh, ne uităm uh, ca scritori la această poveste uh, cu un ochi foarte deformat. Deformat, pe de-o parte, cum spuneam, de propria literatură și de uh, lecturile noastre. Uh, cei sănătoși la cap uh, nu au uh, toată această bibliotecă citită, dar uh, au o înțelegere a nevoilor bazale ale uh, copilului de astăzi, ale. Uh, știu să duc uh, o carte în uh, față pe uh, prima arabă uh, Iar comparația care îmi vine uh, este între aș pune o paralelă, forțez o paralelă, Daru. între Matei Caragiale și Titulescu. Uh, e o scenă comică, dar uh, care ne arată pe noi, pe de întregul, noi scriitorii intelectuali, uh, care vrem uh, o poziție privilegiată. Noi ar trebui să fim în față pe raftul întâi și uh, orice plasament pe raftul al doilea uh, este și o jignire implicită. Dacă în istoria literaturii nu sunt prezent, înseamnă o lezare gravă. Ei bine, se duce Matei Caragioale, îl urmărește la un moment dat pe Titulescu care era bolnav și plecase la un tratament, la o terapie marină la San Remo. Și se urcă în tren Matei Caragioale, în 1928, în aprilie 28, și ajunge la San Remo, dar nu mai știu hotelul la care stătea Titulescu, dar încearcă să ajungă să-l întâlnească și să-i spună că vrea o poziție în diplomație. Pentru că el, pe de-o parte, este un intelectual major al uh, lumii culturale europene, nu doar românești, Apoi, nimeni altcineva nu are vocația aceasta europeană a lui și nici genealogia colosală auto-creată, dar Titulescu nu îl primește Vai și, de și Bă, sunt în, în, în jurnalul lui ce a rămas din el. Sunt pagini întregi scria numai în franceză, în care se prezintă cu o naturalețe extraordinară a ridicolului, uitându-se spre balconul unde era titulescu în cămașă de noapte, în halat, ieșind pe balcon și încercând cumva să-i atragă atenția, titulescul observă și, și intră, la, dar îl cheamă, finalmente, și oferă un post de secretar la o legație și, finalmente, chiar un post de uh, șef de cabinet la un minister în București. Uh, bun ei că acceptă, deși i s-a părut jignitor cu totul. Dar cam mai sunt. Spera în... la o altă poziție, a, mult mai importantă. Da. Cel puțin consul. Oricum, adică, Mateiul Mateiu Caragiale a trăit într-o bulă de asta de, de imaginar care bă, e și ridicolă, dar e și benefică cumva pentru, a fost pentru literatura română, pentru că au rămas toate mărturiile astea și sunt Absolut. pe lângă faptul că sunt amuzante sunt da, interesante. Nu simți că uh, el aici este prototipul uh, Intelectualului român, al editorului care îi cere patronului uh, unui lanț de librării să-l place. Pentru, da, pentru că el își imaginează că e mult mai meritor să da. da. Ori uh, nu. Da. Uh, pentru că tot vorbim despre, despre carte, uh, ai adus niște cărți foarte frumoase în, în biblioteca lui Gelu și te-a mult să, să faci așa o scurtă prezentare a lor. Eu pregătisem cărțile astea ca să fac eu, dar ar fi mult mai bine dacă ai face tu asta. Înainte de, de asta, cu acceptul tău, am să îi rog pe cei care ne urmăresc, dacă le place discuția și dacă o găsesc interesantă, să dea like acestui videoclip și să se aboneze dacă nu uh, au făcut-o deja. Dragi prieteni, dați like acestui videoclip, abonați-vă, uh, pentru că, iată, avem uh, în biblioteca lui Gelu oameni uh, mai mult decât interesanți, care au ajuns în poziții mult mai bune decât Mateiu Caragiale, <laughs> și care merită aceste poziții, evident, așa, și uh, care ne și îmbogățesc uh, biblioteca. Uh, ți am spus că prețuiesc foarte mult cărțile de la Cartex. Așa că te rog Lucian, nu nu am aici, cred că poate ai tu în bibliotecă cu siguranță. Cartex are cel puțin două filoane și de identitate și de prezență în librărie, adică opera literară lui Mircea Eliade și Integral uh, Marin Preda. Uh, este vrei, ediția Secretul Dr. Berger Nopțile aserampore. Exact. Uh, să le și, arătăm și da. aici, la cameră, deci domnișoara Cristina, șarpele, da? Da, și... uh, toate sunt ediții, nu sunt doar uh, republicări, uh, fie uh, îngrijirii și uh, studii introductive ale lui Sorin Alexandrescu sau Gabriel Badea uh, sau Eugen Ciurtin. Uh, fie uh, referințe critice uh, nu fie și referințe critice pentru fiecare dintre volume. Uh, la fel și la... Marin Preda, unde. Avem Centenar Marin Preda, da, în acesta. Da. Unde Cartex deține exclusivitatea publicării lui Preda. De asemenea, alături de acești doi autori, există o paletă să-i spunem, largă, prea largă de domenii în care publicăm. O să le favorizez pe unele și o să le pierd pe altele pe drum. Poate cea de care sunt atașat în mod special, colecția de care sunt atașat în mod special pentru că are legătură cu perioada de expertiză așa relativă a mea cu Belepoc, adică nașterea psihanalizei și aici am creat o colecție care se numește Canapea lui Freud, unde alături de traduceri noi și ediții științifice Zigmund Freud sunt și referințe inedite, referințe de istorie culturală o să fac trimitere la un singur volum, la jurnalul psihanalitic al unei tinere fete, o carte care nu este scrisă de Freud, dar este influențată și publicarea și editarea volumului, un jurnal de la 1900 care aparține ca scritoare. Uh, creatoarei uh, psihanalizei infantile lui Hermine Hugh Helmut uh, care este discipola a lui Freud și care transcrie uh, fără să declare uh, acest lucru uh, dosarul uh, de evaluare uh, a unei tinere vieneze, ori colosal aici nu este doar elementul de psihanaliză care este intrinsec, ci de șoc pe care îl trăiește lumea culturală în momentul în care citește sub girul lui Freud că Preadolescenții și preadolescentele uh, au o sexualitate uh, naturală uh, pe care lumea catolică protestantă uh, o, o, neagă. o neagă și uh, o pune cumva sub o interdicție că Multe dintre informațiile pe care le uh, acumulează tinerii uh, în uh, lumea vieneză uh, de secolul al XIX-lea început de 20, uh, este prin intermediul literaturii, adică prin intermediul uh, cărților, Uh, și Freud știa acest lucru și uh, tocmai de aceea uh, a și promovat uh, volumul lui Hugh Helmut. Uh, Pentru că poate cel mai cunoscut uh, caz din istoria psihanalizei, uh, cazul Dora, uh, este despre lectură până la urmă. Uh, despre uh, o tânără care citește uh, romane erotice și care cade, cred părinții ei, în isterie tratabilă prin influența unui psihanalist, adică a lui Sigmund Freud. Pentru mine toate aceste lucruri, care nu sunt psihanalist, nu, Fac parte dintr-o înțelegere a istoriei mentalităților și dintr-o înțelegere a istoriei lecturii. Uh, sigur că uh, nu, te șochează toată uh, capacitatea lui Freud de a da semnificație unor gesturi, unor acțiuni, de a întoarce inconștientul uh, în. Uh, Favoarea înțelegerii unor uh, mișcări, unor atitudini ale indivizilor, uh, de a folosi visul uh, și elementele din vis, uh, cum zice el, ca pe o cale regală spre înțelegere, uh, dar înseamnă chiar, poate nu mai mult, dar înseamnă și altceva. Uh, că această etapă a lumii a adus o revoluție majoră, punând-o în criză. O criză de identificare cumva de diagnostician de mentalități. Cine are curajul să Vorbească despre homosexualitate, despre uh, lesbianism, ca despre, despre îndrăgostirea de um, mentor. Uh, și în ziua de azi sunt chestiuni care sunt uh, foarte uh, 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 delicate, ca să spunem așa, la anumite uh, niveluri ale societății. Uh, da, uh, sunt abuzate, inabordabile. Uh, uh, da. uh, să vorbești despre relația dintre uh, o elevă și uh, propria profesoară uh, ca despre o formă de pasiune, de dragoste, de obsesie. Uh, E un subiect complicat. Este un subiect <laughs> foarte, foarte greu și astăzi. Um, ori de aici vine și um, în sexualitatea copilului și a adolescentului, aceste lucruri sunt transparente și puse ca diagnostic. Sunt tabuizate da. și în ziua de astăzi. Da. da. <laughs> chestiunea asta. Um, o să fac o scurtă istorie a unei cărți care este bestsellerul editurii de ceva ani, Arta Războiului Sunț, și cumva merg spre biografic aici, pentru că a fi editor în, în felul ăsta, traducător, îngrijitor de ediție și așa, pentru o carte, te pune de foarte multe ori în posturii stranii și o să-ți spun doar o mică anecdotă, dar din propria experiență. Te Acum ceva vreme, mergând la o sală de sport, într-o sală unde erau mulți mediciniști, studenți. Descoper că acest volum trecea de la o bancă de sport, adică era la aceeași bancă, dar făcea cu schimbul volumul între cei care lucrau la aparatele respective. Sigur că era ridicol să mă duc și să le spun că eu sunt da. editorul, Deci mai trăgea unul de fiare, se întorcea la bancă, să mai adina un pic, mai cita... A, a, a da. Este o istorie reală și a, discuția m-a surprins -o pe viu că uite ce spune aici, că nu trebuie să... Este, sigur, o instrumentalizare a acestor cărți Evident. și a acestor mesaje, dar... Pentru ceea ce reprezintă un tip de lectură uh, instrumentalizată, repet, uh, totuși este ceva. Uh, căsesc uh, și astăzi în uh, mail-urile de reclamă pe care le primesc uh, de la diferite produse, uh, astfel de citate din uh, Sunță din arta războiului. Uh, ori este vorba despre publicitate pe uh, pagini, deci uh, reclama uh, respectivă este la tehnici publicitare, ori sunt e folosit tocmai pentru uh, a valida ceea ce înseamnă investiție în publicitate și recurența anumitor mesaje și cuvinte cheie și uh, cumpărat publicitate pe Google și pe Facebook și chestii de genul ăsta. Prin... Mie mi se pare interesant uh, faptul că uh, era o, exista o carte în, uh, în, uh, sala, în sala de, de forță. Da. adică Acum... o, Oamenii acolo își mai consultă telefonul, mai caută pe Google, nu. poate chiar pe sunță, cine știe. Așa? E, era, erau două era, cărți chiar. Erau da. două cărți pentru că un alt exemplar uh, era la domnișoara de la recepția sălii. Sigur că pare că fac o reclamă. Nu. Vorbim, dar, despre, cărți, vorbim despre cărți. Dar este o situație mm. trăită, și în care penibilul editorului, văzându-se în sala de sport. Și n a avut impuls <gători> să. Spui, eu sunt la, eu am meditat chestia asta. Ba, da. M-am temut însă că va cădea aura de da. uh, cum, uh, nu, acest mesaj vine transtempo, transtemporal de la sunț, dar la, la maestrul sunț, uh, ne ești în tricou, deci da. nu poți <laughs> fi un uh, maestru militar. Um, în aceeași colecție e, sunt alte două arte ale războiului, e, Machiavelli și Continuatorului Sunt sunt un bin, e, aproape pe același tip de discurs, e, cu precizarea că în cazul lui Machiavelli e, are și desene. E, Machiavelli era, ca și Clausewitz, un om cu o pregătire foarte aplicată pe tehnici militare, într-atât de specializată încât știa unde trebuie pus cortul și ce distanță trebuie între corturi, astfel încât în cazul unei invazii să te poți apăra corect și... <laughs> o carte uh, recuperatoare de mit american uh, și uh, nu, astăzi nu doar uh, într-o altă colecție uh, Forma Mentis este Harry David Thoreau uh, Walden uh, creatorul Minimalismului în viața cotidiană, cel discipolul lui Emerson și cumva creatorul ecologiei ca disciplină filozofică. Pentru că acest om se retrage în pădure. Lângă Lacul Walden, și trăiește cu elementele naturale de acolo, descoperind natura și încă ceva. Și aici este extraordinară, iarăși ediția pe care a făcut-o Silviu Reuț: că între natură și lectură este o consubstanțialitate. Că înțelegerea uh, varietății uh, de păsări, vietății, animale, uh, geografic, biologic, uh, nu, înțelegerea aceasta este posibilă doar prin lecturi. Uh, cum, de asemenea, felul în care funcționează natura uh, nu ne este livrat, nouă intelectualilor, decât printr-un filtru literar sau filozofic. Dar, nu? Deci, ceea ce știe un. Uh, un fundamental țăran. un țăran care lucrează lucrează pământul și observă toate fenomenele astea, nu poate ști un intelectual decât prin intermediul da. cărților. Da. Ceea ce este deci, fenomenal. Da. Uh, și uh, pentru că forma mentis este o colecție uh, cu un tip de dialectică uh, sau o colecție organizată dialogic, uh, introducerea este întotdeauna în această colecție din partea unui uh, alt mare cărturar uh, care uh, dă o replică sau este inspirat sau uh, se disociază de volumul respectiv. În cazul acesta e vorba despre Lev Tolstoi, care într o carte netradusă în românește, dar pe care mi-ar plăcea la un moment dat să o public, decât fragmentar cât, am, trad cât a tradus Silviu aici, este o organizare pe 365 de zile a vieții de cititor. Sunt 365 de propuneri de uh, lectură. Uh, calendarul uh, pe care îl propune Tolstoi cuprinde în mod repetat trimiteri la Thoreau. Și ăsta este motivul pentru care și la Emerson da, asta da. dacă cineva poate să citească o carte pe zi, așa cum făcea la un moment dat Dance Mihailescu, așa cum, care prezenta uh, câte da. o carte pe zi da. Da. Uh, și chiar a... citea câte o carte pe zi. Da. Și așa cum uh, făcea și Tolstoi uh -huh. Da, uh, foarte uh, interesant. Uh, aș uh, încheia cu Te rog. Uh, alte două cărți, poate trei, uh, care iarăși sunt foarte simpatice. Este o fotografie colosală. O să-ți o trimit și o să o vezi atunci: în care, în, într-un ansamblu de intelectuali germani, de limbă germană, austrieci, sunt. Freud, Adler, Hermine Huch Helmut și alți 20-30 de uh, psihologi, psihanaliști uh, vienezi sau germani. Uh, și uh, una dintre privirile din, acest, uh, din această fotografie este a lui Alfred Adler, către cel care patronează fotografia, care este centrul de greutate al imaginii, adică Sigmund Freud, uh, și care vorbesc despre Adler, uh, la un moment dat se desparte uh, de uh, Freud, uh, sigur, uh, cu războaiele firești. Se desparte intelectual, bănuiesc, pe subiectele care erau atunci. Uh, pe, uh, se desparte pe psihanaliză da, da. și creează un nou curent uh, mult mai. Uh, Acceptat în, în special în lumea nord-americană și cea de astăzi, și, în mod ciudat, ajunge ca nivel de practică în cabinet, mai folosit decât tehnica psihoanalitică a lui Freud. Psihologia adleriană este, psihologia individuală este mai folosită astăzi. Am vrut să Traduc și să public Sensul Vieții, care este uh, cartea definitorie pentru despărțirea de Freud, în aceeași colecție, pentru că, în aceeași perioadă în care apare Sensul Vieții, Freud și familia lui de psihanaliști, discipolii lui direcți, încă vorbesc despre Adler ca despre fratele lor. Dar, cu o, cu un bemol în care îl critică pentru îndepărtare și pentru uh, evacuarea sexualității din uh, elementele interpretative psihanalitice. Uh, dar uh, fiind mai temperată și mai uh, cu un grad de... Uh, acceptanță mai mare pentru spiritele conformiste, a spune că Adler a trecut mult mai departe în școala și de astăzi. A și, provocat acea criză care aduce ceva pozitiv, da, care aduce un progres. În, da. În dar tot în familia Freud este încă un volum, sigur nu e apărut în colecția lui Freud, dar este cartea pe care a disprețuit-o Freud și a, a demonizat-o și a distrus-o în, într-un alt volum în Psihologia Colectivă și Analiza Eului, având însă complexul că niciodată nu va ajunge la tirajul lui Gustave Le Bon din psihologie de ful psihologia mulțimilor Gustave Le Bon părintele psihologiei mulțimilor care era un autodidact dar care reușește cu intuițiile nu intelectual cu lecturi să pună anumite elemente de diagnostic și el pe felul în care reacționează liderii, și aici era nevoie de o nouă traducere. Pentru că limba traducerii anterioare a lui Nicolae Angel era destul de bătrânicioasă sau, mai exact, căutat arhaică. Da, era uzată moral, pentru că așa se întâmplă, așa Acum, se urmă, întâmplă. E progresul da. limbii, n ce să-i uh, Și nu avea aparat și atunci am da. construit acest... Ne -am, uh, da. ne am adus aminte de traducerea lui Murnu, da, uh, i-a dat și Odiseea și uh, cum arată traducerea lui uh, Dan Slușanschi, da, adevărat, da, este o diferență și formidabilă. <laughs> formidabilă. Da? Um, și uh, pentru că am vorbit despre Eminescu la un moment dat, uh, și uh, o să ți arăt o carte care nu a avut succesul pe care îl merita, uh, deși este o descoperire filologică și de istoria culturii uh, aș spune, remarcabilă. Uh, nu. E publicitate când spui nu, despre nu. o carte? Vorbim despre nu. cărți. Da? Uh, deci este totul liber. Da? Punct, din punctul ăsta de vedere, nu trebuie să-ți faci niciun fel de, de probleme. Uh, uh, Miruna... Aici, suntem într-o bibliotecă și vorbim despre cărți. De da. la Cartex, de la Humanitas, Absolut. de la Polirom, de la de oriunde. Acum se întâmplă să vorbim despre cărțile de la Cartex. E uh, foarte bine. Miruna Lepuș a... Uh, făcut o transliterare a celor două dosare Eminescu, dosare judiciare Eminescu, prima acțiune de acest fel făcută de un filolog cu aparat amplu și cu expertiză de om care știe, pe de-o parte, istoria, istoria, și apoi felul în care se face uh, transliterarea, uh, și uh, demonstrează uh, că sunt în, în uh, cel puțin în dosarele uh, de punere sub uh, un Consiliu de Supraveghere a lui Eminescu ca nebun. Sunt câteva erori judiciare. Malpraxisuri, aș spune eu. Ea le consideră acțiuni intenționate ale unor grupări. Uh, sigur, aici ne despărțim pentru că nu poți deduce oricâtă zestrare de detectivare. Sigur, detectiv există teorii ale conspirației da. legate de Eminescu, multe, deci știm, da. și asupra morții lui și... Uh, dar nu aveam dosarele până da. acum. Nu puteam să le citim și nu puteam să le punem în paralel cu uh, uh, codul civil. Ori Miruna le pune asta face. Pune dosarele și pune codul civil în vigoare, pune rezoluțiile de pe dosare, mersul acestora, istoria acțiunilor cu periodizările foarte clare și cu o ierarhie așa cronologică a întâmplării, și ca operă de recuperare a unui destin, e extraordinar. Mă bucur să aud uh, iarăși de Miruna Lepuș, pe care am cunoscut-o la editura Vremea. A plecat la un moment dat de acolo, nu i-am pierdut traseul, deci nu am mai întâlnit-o. Uh, și aflu acum, uh, deci este la Cartex sau este colaboratoare? Este, este autor. Este Cartex. autor, da, da, autor Cartex. Mă bucur că că s-a reorientat și că face lucruri atât de, atât de, frumoase și utile până la urmă. Deoarece bă, subiectul Eminescu este bă, și ne dorim până la urmă să fie inepuizabil. Nu? Orice orientare și orice descoperire în zona în numele lui Eminescu este binevenită. Cred. <laughs> nu pot decât să-ți dau dreptate și asta ca unul dintre cititorii târzii, așa, într-un regim de lectură profesionistă. Da, eu am niște preocupări apropo de, de scriitori clasici. Ai pomenit la un moment dat de enigma otivie a lui George Călinescu. Întâmplarea face, coincidența face ca aseară să fie început o relectură a acestui roman formidabil care mie, pe care deci pe mine m-a fascinat când eram în liceu, l-am avut uh, ca obiect de studiu ca multe generații de liceni și uh, îl redescoper pe, pe George Călinescu uh, ca fiind un, un scriitor extraordinar, un scriitor de romane extraordinar, mă refer, pentru că știm foarte bine formația lui de critic și de uh, istorie literar, dar... Uh, pe, pe zona asta parcă lui uitasem, parcă nu mai nu mai simțeam, știi? Și am zis, ia să vedem ce mai face ce mai face Felix, ce mai fac uh, personajele din uh, din cartea asta minunată și. Da. Bine. Um, e, și aici am despus un lucru uh, fără a fi coroziv, cumva, că nu asta e ideea. Uh, din păcate, multe dintre edițiile Călinescu, chiar și pe alocuri ediția Mecu, deși a presupus ediția Mecu o muncă exemplară, extraordinară, încearcă să îndulcească anumite lucruri. Da. Mă rog. Toți avem pe numele noastre de. Da. Călinescu a avut pe ale lui, evident, mult mai vizibile decât în alte cazuri, dar opera rămâne, știi? Eu sunt da, partizanul da. acestei lucruri. Da. Aspect. Ce, ce spun este că sunt pasaje, inclusiv în Enigma Otiliei, unde sunt decupate anumite fraze ceea ce m-a șocat pentru că nu, în ediția... sună rău, dar asta e. În ediția pe care am făcut-o, le-am recuperat. Uh -huh. E adevărat că după 45, Călinescu, pentru a se pune bun, bine cu regimul, transformă unul dintre personaje într-un comunist, da. prietenul lui Felix, dar acțiunea corectă editorial este de a pune și ediția anterioară în care ăla nu era comunist. Mm -hmm. Cel puțin într-o. Interesant, notă. da. Uh, ori ambele, uh, Mecu uh, renunță la povestea cu comunistul, uh, tocmai pentru a nu-i arăta uh, căderea. obediența, a, da, de, da. da, de. da, de lui uh, Calinescu, care, sigur, este justificabilă uh, editorial, nu? Este... Eu m-am ferit să, să judec în absolut compromisurile pe care le-au făcut scriitori precum Argezi, Camil Petrescu, George Călinescu și sunt mulți, mulți alții. Mi-au venit în minte cei trei acum pentru că sunt scriitori foarte importanți ai literaturii române. Rebreanu, da. Nu, Rebreanu nu. Rebreanu nu, pentru că Rebreanu a murit în 44, deci deja el era... Rebreanu are dos. o perioadă... Uh, Dar uh, că... nu știu dacă a avut vreo aplecare către, către stânga Rebreanu. Către dreapta. Către Sau, extremă da, dreapta. Da, asta nu mai știam. Uh, în Metropole... Eu mă gândeam la perioada comunistă, știi? Da. În uh -huh. Metropole, în jurnalul lui de călătorie... Este o scenă de la Roma, unde e, e un elogiu pentru Mussolini. Dar, sigur că, mulți dintre da. intelectualii europene au avut această fascinație pentru duce. Pe, asta da, o, da. acum da. o aud, nu știam de treaba asta. Da. Am scris ce am vorbit despre asta, dar e adevărat cumva cu grija de a nu fi înțeles ca revanșar sau uh, nu. Uh, în acea situație este și Camil Petrescu da. uh, cu aceleași simpatii. Uh, câtă vreme justificările uh, la Rebreanu uh, erau unele uh, animate de uh, preocupările lui de a împăca uh, acțiuni financiare, de susținere a artelor, adică director de teatru da, și da, da. de felul acesta, cu preocuparea lui Mussolini pentru susținerea artiștilor, inclusiv avangardiști, Aici e, e justificată pe această filieră. Dar nu în totalitate. Da, aici am două, să da, am două observații de făcut. Carul al doilea, care a fost demonizat, deci a, pe partea de cultură a fost, a fost providențial, dacă stăm să ne gândim bine. Evident, pe de, de altă parte, Camil Petrescu a fost atât de versatil încât nu mai știi. A fost și antisemit, și procomunist, și pro. nu știu cum. Deci. E un caz special. Da. Și, și el are um, texte uh, jurnalistice de susținere a lui Mussolini. Da. Uh, dar în uh, acea imagine a lui Erebreanu, și mă opresc cu asta, uh, felul în care se raportează la uh, Mussolini, uh, care trece prin uh, fața lui uh, cu un pas. Uh, um, zeiesc, te înfioară. Da. Aceeași fascinație a avut o Cioran față de, față de Hitler, știi, da. episodul da. Cu Hitler, da. E, e aceeași familie da. de reacție psihologic vorbind. Da. da. Foarte ciudat. Dar, na, ține de istoria literaturii, sunt uh, întâmplări și opțiuni ale uh, scriitorilor mari pe care i-am avut. Nu știu dacă. Eu m-am ferit să-i să judec, în absolut, ți-am spus. Într-adevăr, există bemoluri în biografia lor, dar, dar crezi... numeștem în perioada comunistă, ca să intrăm în. nu în istorii contrafactuale, pentru că nu știm ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi răsturnat societățile altfel. Dar. Numește mie vreunul din perioada comunistă, în afară poate de Ion de Sârbu, care a avut o verticalitate formidabilă, care nu a gustat un pic din borcanul cu miere. Să fiu serios. Pot să fac o listă lungă, da, da, dar nu cu cei care au gustat, ci cu cei care au fost. Da, pe de altă parte aici aș merge tot spre biografic în formula aceasta în care se bine lucrurile în 97-98 era ministrul al culturii Ion Caramitru și a hotărât desfințarea unui organism care se ocupa de gestionarea tirajelor cărților care să meargă în lanțurile de librării de stat. Existau încă librării de stat. Și cu vederile mele de dreapta, adică țărăniste, liberale, Cam pe acolo. Așa, am ajuns în acea comisie care evalua ce cărți sunt în aceste depozite dinainte de 90 și ce cărți trebuiau casate și chestii de felul ăsta. Și am descoperit că imaginea noastră despre cititul în masă înainte de 89 și tirajele extraordinare ale cărților dinainte de 89, care nu, nu ajungeau până la urmă către cititor pentru că erau prea mici tirajele, se spunea, are și o doză de uh, falsificare. Uh, am găsit zeci de titluri uh, ale unor autori despre care știam că nu se găsesc în uh, librării ca, sau că s-au vândut prea bine uh, Păunescu, uh, Buzura, uh, erau tiraje exorbitante. Da, erau sute de mii, deci o de mii erau dar în primul tiraj. Dar rămase nevândute. Da, nevândute. Mm. Sigur că unele prinsese erau chiar 88, 87, da, deci fost... 89 și atunci dar erau și din 82, 83 zeci de mii de exemplare această imagine în care punem în opoziție numărul de cititori dinainte de 89 foarte mare cu pauperitatea cititorilor din ziua de astăzi, adică numărul foarte mic al lor, este cu nuanțe și aici. Păunescu dicta și dicta tirajele, nu era uh, cel mai citit poet uh, român. Nu, absolut, nu. da. Uh, din păcate și uh, clasici uh, sau canonizați, adică și Sorescu era în acea situație și aveam o altă impresie despre... Uh, da. Da, mă miră faptul că aceste cărți nu erau uh, practic în librării. Mi-amintesc -am, mi că voiam să cumpăr cărți prin... Perioada pe care a evocat-o 87, 88, 89, chiar stăteam la cozi, îmi doream anumite cărți, nu le găseam și acum, să aflu că, de fapt, ele erau ținute, tirajele erau ținute. Sau. Uh -huh. Poate că nu erau autorii pe care îi doream eu. Dar buzura cu siguranță. Ce ai fi dorit. Da, da, Și am dat la suprapreț, am plătit prețul de 10 ori. Pe o carte a lui Buzura, și De ce este am, foarte. am descoperit acest. ciudat, mi se pare. <laughs> în istoria acestei întâmplări, și ce se întâmplase, de fapt. Adică manipulau cumva uh, astea, uh, tirajele? Cum? Ele, aceste cărți ajungeau în librării, uh, multe dintre ele se întorceau în uh, retur. Uh, dar uh, librările aveau un număr limitat de exemplare în uh, București. Uh, trebuiau să ajungă și la Moeciu, și la. Înțeleg, uh, da. Deci uh, puteai găsi la Olănești o carte pe care nu o găseai niciodată Am în. Am mai auzit că adică, da. se duceau niște băieți care cumpărau nu știu câte cărți le aduceau aici și le vindeau. asta s-a întâmplat. Prați, da. Dar mai este încă un lucru care trebuie și el înțeles în termenii acelei perioade. Tirajele acestea erau generatoare de venituri oricum pentru autori. Nu se stabileau Drepturile de autor în funcție de exemplarele vândute, ci de exemplarele tipărite. Ori presiunea, neexistând din partea autorului care avea deja, era deja plătit pentru ele, neexistând nici o problemă reală de. Era un număr de exemplare atribuit prin hotărâre librăriei Minescu, spre exemplu, sau Sadoveanu și același număr și către librăria din Brad. Da, eu mi-am în jurnalul lui Radu Petrescu, care a fost editat de, de, la 45, de Călin nu știu dacă erai atunci în perioada, Ia. așa. Uh, îmi amintesc că, uh, că Radu Petrescu își făcea niște socoteli când i-a apărut Matei Viescu, știi, da. voi lua atâția bani, nu știu ce, și erau foarte mulți bani pentru perioada respectivă. Uh, Sigur, da, așa se. Și ce o să-mi da. cumpăr nu știu ce tablou, o să fac nu știu ce investiții. Evident. Exact. Uh, și când citind uh, am amănuntele astea în jurnal, am, am rămas buș B, de deci, ce? Uh, judecând după ce se întâmplă în ziua de astăzi, de exemplu, e, e foarte ciudat, știi, să, să afli că scriitorii câștigau atât de mulți bani pentru, pentru o carte. Da. Așa erau vremurile, nu știu. Din punct de vedere economic, nu mi explic cum era posibil. Dar poate că tirajele astea uh, acopereau totuși sumele respective, sau nu știu. Luau din altă parte bani, ca era o mai Fondul literar era da. și el uh, o parte din această ecuație. Da. Uh, Cartex, cum s-a descurcat la Bookfest 2022? Ați făcut un bilanț, n-am mai avut uh, ocazia să mai discutăm uh, uh, despre aspectul ăsta. A fost uh, bine, a fost bună revenirea după. Uh, anii de pandemie pentru Cartex? Da, revenirea așa în relație directă cu cititorii a fost parte din cumva renașterea așa un tip de renaștere a vieții sociale dar și aici am o mențiune că în perioada pandemiei S-au vândut mult mai multe cărți decât în. Da, mi-amintesc că mi-ai spus la târg treaba. asta uh, Și m-am mirat de. Nu știu să explic foarte clar asta. Pot doar să înțeleg că uh, recluziunea este de obicei însoțită de o formă de evadare prin uh, diferite maniere, adică literatură sau uh, Facebook sau filme și atunci nu e a avut această componentă. Dar da, uh, a fost cea mai bună prezență la un târg de carte din istoria Cartex, uh, cu o dublare a încasărilor uh, și a numărului de cărți vândute, uh, ceea ce e încurajator. Nu, nu cred în târgurile care sunt doar târguri, adică doar tarabe de vânzare. Cred că ajută foarte mult prezența în o formă din aceasta de salon la cunoașterea în filozofie, ideologie unei edituri. Uh, și uh, dacă a rezultat asta, văd și acum. Adică în faptul că sunt oameni care au văzut un titlu sau o colecție la Târg și care, o în care fac acum comenzi pentru suntem în septembrie, a început sezonul de toamnă, practic. Bănuiesc că deja vă faceți gânduri pentru Gaudeamus. Nu mai e mult. Face așa și gata. A venit sfârșitul noiembrie și vine Gaudeamus. Adică, cu siguranță se va ține târgul. Deocamdată nu sunt semnale că ar fi probleme. A, nu, așa, se ține. Așa, se ține. Se ține ce, ce planuri aveți pentru Gaudeamus? Um. Îmi doresc să apară ediția critică St. John Pers, integrala poetică St. John Pers, de asemenea cele două romane ale lui Constantin Băluță, un volum, o ediție critică a eseurilor lui Prust, Jurnalul lui Andrei Noai, într-o traducere iarăși îmbunătățită și foarte spectaculoasă, literar. Cam atât. Sigur, multe ediții noi Eliade. Eliade este perpetu, deci nu, nu, se va, da. nu se va termina niciodată interesul pentru, pentru Mircea Eliade, așa cum nu se va termina uh, probabil interesul nici pentru Marin Preda și pentru alții scriitori clasici români. Mai ales că avem, uh, o spun încă o dată, uh, asta pentru că i-am citit uh, cartea foarte bună a lui Bogdan Răileanu în uh, biografii romanțate, uh, Preda, adevărul ca o pradă, Uh, amintesc de cartea asta pentru că mi-a plăcut foarte mult și mi l-a readus așa în minte pe Marin Preda. Chiar uh, aș vrea să recitesc Viața ca o pradă. Uh, este una dintre cărțile care m-a. nu știu de câte ori am citit și recitit cartea asta, nu mai, uh, nu mai știu, dar uh, este una dintre cărțile lui foarte, foarte bune și atașante. Uh, de asta vă spuneam că fiind centenarul Marin Preda, probabil că o să aveți și în uh, da, da sigur. privința lui. Uh. De altfel, toate reeditarea Preda de anul ăsta, adică toate edițiile, uh, sunt cu un plus. Uh, pentru mine e un alt Preda uh, pe care, care e puțin cunoscut și care uh, pare rău că este așa, din imposibilă întoarcere, uh, unde este un Preda cititor. Un preda capabil de interpretări critice da. extraordinare, și chiar dacă uneori simți că patinează prin lecturile lui pe prin intermediar francez din filozofie, dar este un preda foarte cult. De asemenea, este un preda teoretician. Da. A fost un autodidact formidabil. Preda, de asta e și modelul meu, pentru că și eu sunt, nefiind nici pe departe, nici la așa, alături de preda, dar a fost un model pentru mine. Eu, fiind la fel ca el autodidact, nu m-am oprit și nu mă voi opri niciodată să citesc, indiferent de rezultatul acestor lecturi. Citesc pentru mine până la urmă, în primul rând, și după aceea, dacă din toată coagularea acestor lecturi iese ceva, e cu atât mai bine. Dacă nu, nu. Dar rămân cu mulțumirea că am citit. De asta, Marin Preda este un model pentru mine și va rămâne întotdeauna. Și pentru mine. Și pentru mine, mai ales că sunt niște înrudiri pe care nu, nu le. Nu sunt la prima vedere. O să spun una singură care înseamnă foarte mult pentru istoria culturii române. Cel care îl repune în discuție culturală pe care în literatura română este Marin Preda. De ce? Pentru că cumva prefigurând-o pe Ioana Părvulescu, uh, Preda înțelege că nu este vorba despre felul în care sunt românii la uh, Caragiale, uh, ci felul în care sunt scritorii, jurnaliștii, uh, lumea gazetarilor, reprezentările uh, literare sau uh, jurnalistice. Uh, și de aici dorința lui de a publica și a publică la Cartea Românească uh, edițiile uh, carageale. Uh, ori nu, nu este la uh, o vedere superficială o legătură între cele două uh, personalități. Uh, PA este. Uh, Preda nu are o inspirație de uh, primă mână, uh, adică de priză la real, uh, cum nici Caragiale nu are. Uh, de asta sunt realitățile terțiare, cele pe care le reprezintă. Dar sunt doi scriitori complementari, până la urmă. Uh, da, cumva, uh, pentru, că uh, că uh, pentru că unul se ocupă de, da, da, exact, da, de lumea urbană, altul de lumea rurală. Uh, Oarecum. Pe de altă parte, însă, amândoi nu-și nu aduc fotografii ale realului, ci prelucrează literar aceste fotografii. Nu sunt niște dagherotipuri personajele respective, ci sunt niște reconstrucții de laborator. Și sunt mari creatori de tipologii umane, până la urmă. Chiar dacă sunt inspirate mai mult sau mai puțin din realitate, dar e foarte bine că s-au inspirat din realitate, că chiar dacă la sunt caricaturizarea, caricaturizarea la, la Caragiale este mult mai uh, pregnantă, dar și la Preda avem un o, -O un cocoșilă, etc. Care uh, sunt... Dar sunt pretexte. Da. Um, personalitățile uh, trebuie să țină, așa zice Preda, Uh, psihologic. Dacă nu țin... nu. Da. Uite, aflu, am aflat da. din cartea lui Bogdan Răileanu că Moromete era un fel de paznic în Siliștea Gumești. Deci nu avea nicio legătură cu... Dar i-a plăcut, l-a prins numele ăsta și uh, nu știu dacă e adevărată istorisirea sau nu. Uh, oricum îl creditesc pe Bogdan Răileanu uh, pentru uh, întâmplarea respectivă. Uh, spune uh, că uh, Marin Preda s-a dus în o zi, nu știu, S-a dus în satul lui și s-a întâlnit cu acest moromete. Și uh, moromete paznicul din sat care păzea porumbii și așa mai departe i-a cerut lui Marin Preda dreptul de autor. Deoarece s-a folosit de numele lui. Da, <laughs> foarte e... interesant, da. Uh, și amuzant, într-un fel. Sunt uh, aluvioni și din uh, Sorin Preda aici și da. din Aurora Cornu. Uh, uh, da. Foarte, foarte interesant. Mi s-a părut foarte bună cartea lui Bogdan Răileanu. Am și, am și scris așa o cronichetă despre ea la, la foarte dintr-o mână cum ar veni mi-a plăcut foarte mult și de asta am ținut să evoc întâmplarea asta aici pentru că nu știam deși am citit cam tot ce a scris Marin Preda și n-am aflat uh, întâmplarea asta de, de niciunde uh, Dragă Lucian ne, ne îndreptăm spre finalul discuției noastre Cred că am mai fi avut multe de, de, de spus. Cred că nu ne-am fi oprit până la miezul nopții. Dar acum, uh, acum înțeleg de ce sunt atât de lungi. Da. Vezi, da. Lăsăm surpriza, nu știu dacă te-ai uitat la ceas, lăsăm surpriza pentru final, dacă ai făcut-o acum, așa, și cred că îți dai seama cât am vorbit și nu știm când a trecut timpul. Uh, Îți mulțumesc că spui asta da. cei care se uită da. nu cred că vor putea măcar pe porțiuni și tot da. vor găsi lucruri interesante dar să se uite și să dea like uh, asta da, este mulțumesc. esențial da. și... și join aveți și un join. buton de join acolo la, pe YouTube în felul acesta avem și noi un sprijin și o recunoaștere până la urma muncii noastre Uh, nu știu dacă știi, probabil că știi că noi avem uh, un obicei aici uh, la acest podcast uh, cuvântul de încheiere îi aparține întotdeauna uh, invitatului, cuvântul uh, care este strict, care ține strict de, uh, de materialul podcastului, ca să spunem mm -hmm. așa pentru că eu o să vorbesc un pic la, la final uh, deci cuvântul de încheiere ți aparține uh, te rog să... Uh, să-l folosești să n-am remarcat asta dar <laughs> lipsa de regie a întâlnirilor da. e un plus pentru uh, nu o să vorbesc despre cartex și nici despre mine o să încerc să uh, înțeleg cumva în câteva fraze uh, de ce e biblioteca lui Gelu uh, uh, am în minte un salon parizian, alteța sa regală, Matild, care pe la 1890 avea cel mai rafinat salon din Paris, dar care nu aducea doar oameni de rafinament, ci erau de foarte multe ori și personalități care creau culoare în spațiul respectiv. Da, în istoria Saloanelor literare, culturale ale lumii, acesta a rămas ca model. M-am întrebat totuși de ce în spațiul românesc nu, nu pot identifica în ultimii 20 de ani un cenaclu care să aibă coerența aceasta și un tip de întrevederi care să Găsească aceste uh, elemente de uh, culoare, și de. Uh, și cred că uh, asta faceți. Și uh, cumva. Uh, Dincolo de faptul că eu sunt invitatul la aceste întâlniri și că este onorant pentru mine, mă simt ca naivul din, pe care l-am evocat la început, unde gluma era ceva de felul: Ce ai citit ultima dată? Am citit două cărți, nu? Buvar și Pe Grișe. Da. Adică am citit și Buvar, am citit și Pe Okay. Eu îți mulțumesc foarte mult că ai ridicat biblioteca lui Gelul la rang de salon. Desigur, suntem departe de, de, de o astfel de realitate, dar poate că se va realiza într-un într-un. Într da, zi. însă aici este de pus iarăși un semn de exclamare. La un moment dat este invitat într-un salon uh, geamăn acestuia, dar uh, cumva fără același uh, succes, uh, este invitat uh, Alfred de Musset, uh, poetul uh, cer, uh, moștenitorul cumva al discursului romantic în, uh, în lumea franceză. Uh, întârzie o jumătate de oră. Dar nu numai atât vine și complet beat <laughs> <laughs> în salonul parizian respectiv. Așteptările celor de la, din salon era ca să vorbească, să spună, să recite, să facă ceva, ori vreme de două ore mi se tace. <laughs> Se termină uh, supeul și pleacă <laughs> Și toată lumea dezamăgită Completamente dezamăgită uh, bun, Iată că în istoria culturală a rămas și acest segment de... Viață ratată și de discurs ratat al lui Muse. Uh, nu, nu cred că am fost tocmai coerent, nu cred că am fost tocmai închegat, ci am fost cu siguranță prolix și uh, era de ales varianta în care să vorbești doar tu și eu să tac precum Muse, dar. Nu, eu, eu mi-am făcut, mi făcut socoteala cu totul altfel. Am crezut că o să spun niște întrebări și uh, o să răspunzi aplicat și corect așa cum o faci de fiecare dată, dar a ieșit cu totul altfel. <laughs> Ne-am mai și intersectat, da. uh, am făcut paranteză la paranteză, etc. Uh, ăsta este dialogul viu, uh, în opinia mea. Uh, e un dialog viu... Uh, nu suntem oameni perfecți, nu suntem computere, nu suntem mașinării, mai și greșim, mai facem și derapaje, nu știu, mai avem și goluri de memorie, dar asta creează până la urmă autenticitate și, așa cum spuneam, dialog viu. Cred că e cel mai important lucru, cel puțin pentru noi aici, în Biblioteca lui Gelu, să creăm așa ceva. Și noi suntem onorați că te-am avut aici, în biblioteca lui Giorul Lucian. Firește că te mai așteptăm cu alte, cu alte ocazii. După o, un interval rezonabil de timp, poate ne vom revedea, poate chiar în preajma Gaudeamusului, înainte sau după, vedem. Oricum, la Gaudeamus te vom vizita și vom mai discuta și acolo despre ce se va întâmpla la târgul de carte din noiembrie. Îți mulțumim foarte mult că ai venit în Biblioteca lui Gelu. Mulțumesc! Dragi prieteni, a fost așadar ediția numărul 34 a podcastului Biblioteca lui Gelu. Am avut, am avut onoarea să-l avem alături de noi pe Lucian Pricop. Înainte de a ne despărți, ca de obicei, vă invit să dați like acestui videoclip și să vă abonați la canalul nostru YouTube. De asemenea, pentru a susține acest canal, apăsați butonul Join și deveniți automat membru. Lângă numele vostru va apărea iconița de membru și în felul acesta toată lumea va ști că susțineți financiar canalul nostru YouTube. Vă mulțumim celor care v-ați abonat deja, vă mulțumim, le mulțumim și celor care ne sprijină pe Patreon. Ne revedem data viitoare. Până atunci, aveți grijă de voi și toate cele bune!